dezastrul cu echipa Dinamo a început de când s-a lansat ideea că o vinde cu un leu patronul echipei de pe vremea aceea, după care apariția acestor spanioli care pur și simplu au distrus, au pârjolit clubul Dinamo prin toate măsurile pe care le-au luat și transferurile acelea fantastice de 35.000 de euro pe lună pentru jucători, 25.000 de, pentru că după aceea au dispărut și n-a mai dat nimeni de ei. Și se spune că ar fi fost aduși de domnul Țălnar. Nu trebuie să-l aruncăm pe Țălnar acum în gura lumii sau în gura lupilor. Țălnar a fost un om care a discutat cu Șerdean. Șerdean este cel care a fost mijlocitorul de a aduce acest grup de spanioli, care se pare că îi cunoștea sau nu știu ce să spun. Totuși e o amestecătură așa urâtă care a adus la distrugerea acestui club. Prea ușor a scăpat Neguiță de Dinamo? Poate a vrut să scape de Dinamo, sigur a vrut să scape de Dinamo, pentru că tot ce a lansat în spațiu public a fost că vrea să vândă chiar și cu un leu. A scăpat de Dinamo, dar se povestește că totuși ar mai fi niște legături ale lui Negoiță cu Dinamo. Nu știu, nici situația de la Săftica, care este... Deci sunt niște lucruri destul de încurcate, care nici acum, după dezastru care s-a petrecut, nu ies la iveală și nu se spune pe față ce și cum. Au adus un administrator special nou, Vlad Iacob, care caută acum un nou finanțator. Credeți că se va găsi vreodată vreun nebun care să dea, să plătească datoriile uriașe ale lui Dinamo? Eu aș spera să fie mai mulți nebuni și care să participe la o acțiune din asta și care să însemne pur și simplu revenirea lui Dinamo din nou în Liga, în Superliga, cum este acum. Ar fi fantastic, însă este vorba de bani. Când este vorba de bani și nu puțini, lucrurile nu sunt foarte simple și nu sunt ușor de rezolvat. Și eu trag nădejde că vor veni totuși. Dinamo este un mare brand. Chiar dacă s-a întâmplat această nenorocire de a retrograda în Liga a doua. Sper din suflet să se pornească odată construirea noului stadion, care ar însemna ceva, o atracție în plus pentru oamenii cu bani, ar însemna altceva pentru Dinamo. Și să sperăm, eu, cu toate că spun, este foarte greu, iar Dinamo la ora actuală nu are o echipă care să poți să spui că te bazezi pe ea și că vor promova din primul an și vor reveni în Superligă. Nu vedeți pe Dinamo să promoveze? Cu ceea ce are acum, nu. Cu ceea ce are acum, nu. Din ceea ce știu eu, ce jucători au reușit să păstreze, ce jucători au reușit să mai aducă. Ca să promovezi, îți trebuie o echipă puternică, îți trebuie niște jucători cu experiență în teren acolo. Nu toți, dar să ai măcar 4-5 jucători cu mare experiență, care să-i ajute pe cei tineri în teren acolo și să-i coordoneze. Da, aducerea lui Burcă, cum vi se pare? Aducerea lui Burcă, neaducerea lui, pe cine să pui? Burcă s-a oferit, am înțeles. Este un antrenor care poate să arate multe, este și el la început de carieră. Sper să se implice și sper să găsească soluțiile cele mai bune. Claudiu Niculescu îmi spunea într-un interviu că cu el s-a pierdut legătura și cu alți foști dinamoviști, că nu mai are cu cine să vorbească acolo din club despre situația de la Dinamo. Aici e cheia? Păi nu mai avem cu cine să vorbim, nu mai avem legături. A încercat ceva Răzvan Zăvăleanu, a încercat să ne contacteze, a încercat să ne adune. Este foarte greu, pentru că
neavând nicio titulatură oficială, nu poți să te amesteci și nu poți să indici tu ce măsuri să se ia și ce să se facă. Sigur că s-a rupt. Clubul, în primul rând, a pierdut și a pierdut din structură. Gândiți-vă ce departamente avea Clubul Dinamo înainte, în care aveau 80 de angajați în toate departamentele care făceau acel club să fie mare, așa, și ce au avut în ultima perioadă. Cu regretatul Ieftimescu, care era singurul care stătea în clubul acela, după plecarea lui Bogdan Bălănescu, o altă pierdere pe care ne-am permis-o în ghilimele, așa, pentru că, uite, ai căutat să pui un președinte de club, ai căutat președintele de club să numească antrenor. Uite cât de târziu s-au înfăptuit aceste lucruri. Vi s-a propus să veniți să ajutați pe Dinamo? Da, ne-a invitat Zăvăleanu, domnul Zăvăleanu, ne-a invitat. Am participat la două ședințe. Ușor, ușor, într-un anumit fel, eu m-am retras, am făcut niște pași înapoi, pentru că nu pot să ajut foarte mult. Nu pot să ajut foarte mult. Mi s-a cerut să poate să veniți și cu bani? Nu, nu. Nu. Nici nu se pune. Nu e cazul. Nici nu am atâția bani ca să intru eu cu bani la Dinamo. Dinamo. Nu, dar poate printr-o asociere între fostele mari glorii? Da, e, dragul meu, la Dinamo trebuie milioane, nu poți. Cine să ducă cu milioane? Din generația mea, care noi n-am apucat să jucăm în străinătate, iar ceea ce am câștigat ca antrenorat, am reușit să ne echilibrăm viața, dar ca să intrăm cu bani și să susținem clubul Dinamo, nu avem potența asta. Cum vedeți situația asta cu trei echipe de Dinamo? Una în Liga 4, CS Dinamo din Liga 3 și Dinamo, FC Dinamo în Liga 2. Care până la urmă e adevărata? Sau mai știm care e adevărata Dinamo? Nu știu dacă mai știm. Părerea mea este că cel mai bine era dacă aceste trei entități, să le spunem așa, stăteau de vorbă și făceau o singură echipă. Mă gândesc că ajutorul Ministerului de Intern ar fi fost fantastic pentru o echipă, dar până la un moment dat, ca să nu se pățească ceea ce a pățit Steaua cu promovarea, neavând voie să promoveze. Dar puteau din aceste trei grupări să se facă una singură și să fie un pic mai puternic. Să fie un pic mai puternic, să constituie o echipă bună și cu un suport financiar stabil. Era frumos, dar... Ce credeți că urmărește totuși Nicolae Badea? Nu știu, asta trebuie să-l întrebați pe dânsul ce urmărește. Nu cred că urmărește ceva rău pentru clubul Dinamo. Ionuț Lupescu, de exemplu, spunea că îl vede pe Nicolae Badea unul dintre principalii vinovați pentru situația în care s-a ajuns. Domnule, e dificil să... Nu e cazul să aruncăm cu vorbe din astea grele și categorice, pentru că până la urmă... Nicolae Badea s-a retras în urma unei presiuni, da? Deci după arestarea grupului de la Dinamo și condamnarea lor, el fiind un om curat, s-a retras. Gândiți-vă, de ce nu? Haideți să fim corecți. Gândiți-vă că de atâtea ori s-a scandat demisia, să plece, să facă. Nu? E un om puternic, este un om echilibrat, e un om deștept. Au vrut să scape de el, au scăpat de el, poftim. Lucru care, după părerea mea, a fost un pas greșit să cer capul lui Nicolae Badea. Trebuia, cu mult tact și cu diplomație, să te apropii de Nicolae Badea și să încerci să-l ții, să fii acolo, pentru că era un om și cu relații foarte multe, care putea să aducă o grămadă de sponsori. Cristi Borcea ar putea să o salveze pe Dinamo? Nu cred că... Ne-am mai întâlnit, am mai stat de vorbă. Nu cred că se va mai băga Cristi Borcea. Dacă se va mai băga, în momentul în care se va începe construcția noului stadion, se va băga prin băiatul lui. Stadionul e cheia pentru Dinamo? Se pare că e cheia pentru mai mulți oameni de afaceri. Pentru... Nu știu din ce cauză.
mulți spuneau că ar fi mai sănătos pentru Dinamo să se desfințeze și să ia de la zero, cum a făcut și Rapidul. Păi, Dinamo, ca toate cluburile mari, au și prieteni, au și dușmani. Probabil că dușmanii ar dori ca să dispărăm complet, să nu mai existăm. Prietenii și cei care ne iubesc nu ar dori lucrul acesta. Este foarte greu să declar falimentul, să o iei din județeană, așa, din Liga 4-a, să o iei și să ajungi în Liga 1-i. În câți ani? În câți ani? Pe ce baze? Este dificil, este foarte dificil. În niciun caz nu mă gândesc la așa ceva. Ar fi, eu, pe lângă dezastrul că am retrogradat în Liga 2-a, asta e chiar cu tremurul fatal pentru ceea ce va însemna echipa Dinamo București.